Având în vedere ultimile desfășurări legate de compania județeană Apa Serv, ultimile evenimente și continuarea unei așa zise hărțuiri, cred că pot să o numesc așa, asupra companiei și asupra conducerii companiei, de către o serie de politicieni, reprezentanți în AGA a companiei județene Apa Serv, am considerat necesar că ar trebui să lămurim unele din aspecte. Au fost amplificate și de faptul că în ședința de Consiliu Județean care va fi astăzi, am văzut o informare făcută de patru din cei cinci din membrii în adunarea generală a acționarilor, respectiv domnul Andrușcă, domnul Pușcașu Neculai, domnul Cristian Mihalcea și domnul Pantelimon Roșu, în care am văzut o serie de aspecte total, nu pot să spun, n-am să mă refer de fapt la aprecierile la adresa mea, pentru că alea vor constitui o plângere în instanță împotriva celor patru, pentru că și-au permis să facă niște afirmații la adresa mea care n-au nicio legătură cu realitatea. Dar în partea a doua a materialului am văzut, de fapt, un material care mi-a adus aminte, m-am uitat încă o dată cu ea adresat, am crezut că e unui prim secretar, a doamnei Maria Gheorghe, pentru că era un limbaj asemănător în ceea ce le vedeam în 1990, înainte de 1990, cu două, trei cadre, cu prins frumos, îmbrăcat, în astfel încât populația să chiar să creadă dezinformările care sunt trecute acolo. De-aia am zis că nu insist asupra acelor probleme care sunt neapărat. Nu vreau să ajung în situația în care să prind dezvinovățire, să mă acuz, de fapt. Eu vreau să vă prezint clar situația companiei, situația din, la ora actuală din companie, pentru că populația acestui județ trebuie să știe foarte, foarte bine ce se întâmplă într-o companie, cea mai mare companie a județului Neamț, care, am să repet încă o dată, nu este în subordinea Consiliului Județean Neamț. Acționarul majoritar acestei companii este județul Neamț, deci cetățenii acestui județ, că sunt reprezentați prin Consiliul Județean, asta nu înseamnă că această companie este subordonată județul Neamț și cu atât mai puțin consilierilor județeni Neamț și mai puțin celor doi reprezentanți în AGA, cei doi consilieri județeni, care consideră că dacă sunt reprezentanți ai în AGA Consiliului Județean, înseamnă că pot să ia orice fel de măsură, indiferent de lege. În materialul prezentat se fac referiri la problemele care sunt la această companie. Eu am să vă prezint un raport de activitate pe care el va fi transmis și Consiliul de Administrație. Este raportul de activitate al directorului general la 30.09.2016. Și am să încep cu finalul, cu indicatorii contractului de mandat. Acel contract de mandat care tot mi este cerut de fiecare din cei patru semnatari a informării respective și care afirmă de foarte multe ori că acești indicatori nu sunt realizați, ceea ce este total eronat și ceea ce induce mult în eroare pe locuitorii acestui județ. Sunt 20 de indicatori de mandat care la 9 luni sunt doar 2 din ei nerealizați, respectiv gradul de conectare a populației, gradul de conectare a populației. Și asta e nerealizarea ca urmare a faptului că noi am extins foarte mult rețeaua prin proiectul major și urmează ca cu ajutorul factorilor politici și a celor implicați, să reușim să convingem populația acestui județ de necesitatea de a se branșa și racorda la apă și la canalizare.
Este o acțiune destul de dificilă, o acțiune care e de durată, dar care în timp, eu sper să ajungem la rezultatele la care le-am propus. Al doilea indicator nerealizat este apa care nu aduce venituri. Apa care nu aduce venituri, care știți că tot a fost discutat subiectul și tot s-a dezbătut de acele pierderi de apă pe care le plătește toată lumea. Dar, repet, aceste pierderi de apă nu pot fi diminuate decât prin investiții majore. Investiții majore care presupun nu fonduri europene, nu se fac reparații sau reabilitări de rețele din fonduri europene. Deci nu vreau să mai creadă toată lumea că prin fonduri europene se reabilitează rețele. Nu există așa ceva. Uniunea Europeană nu alocă bani pentru reabilitări de rețele. Reabilitarea acestor rețele trebuie făcută cu investiții din fondurile proprii ale companiei sau din alte fonduri. M-aș referi aici fonduri alocate de acționarul majoritar. Adică mi se pare normal, când ești acționar majoritar, să fii acționar nu numai când vrei să schimbi conducerea companiei, ci să fii acționar majoritar și când trebuie să investești și să crești gradul de satisfacție a clienților și a populației acestui județ. Rețeaua la ora actuală este 30% cu durată de viață expirată. Asta înseamnă investiții majore, bani care trebuie alocați. Nu, compania județeană Apa Serv nu va putea niciodată, indiferent de cine o va administra, o va conduce, să aloce asemenea sume de bani pentru reabilitarea unor rețele în contextul în care pe aceste rețele nu s-a intervenit de sau nu s-au făcut investiții de mai bine de 30 de ani. Deci luați istoricul și vedeți dacă s-a făcut o investiție în infrastructura de apă și apă uzată în județul Neamț de la Revoluție încoace. Deci nu pot să reabilitez ceea ce nu s-a făcut de-a lungul timpului. Se poate face printr-un program comun pe care l-am solicitat la Consiliul Județean să facem un program de investiții astfel încât în fiecare an să fie alocate sume pentru reabilitarea acestor rețele ușor, ușor, pentru că nici practic nu s-ar putea face, chiar dacă ar fi suma de bani alocată, nu s-ar putea face de azi pe mâine o reabilitare a rețelei, pentru că presupune un deranj a populației. Fără acest plan de acțiune, fără a reuși să facem treptat în decursul anilor să reabilităm această rețea, vom ajunge în situația în care am ajuns în martie, în care o avarie majoră pe o conductă magistrală poate duce la sistarea apei pe 3-4 zile și cu scandalul aferent, așa cum vă aduceți aminte că am fost acum la începutul anului acestui an. Și revin aici, deci toți indicatorii, acești 20 de indicatori, fiecare are ponderea lui, astfel încât adunat să dea 100% sau 1, cum ar veni. Pot să vă spun că la 9 luni acești indicatori sunt depășiți cu 54%. Deci afirmația că în compania județeană Apa Serv sunt probleme este total eronată. Deocamdată, compania județeană Apa Serv are un profit care și l-a propus, indicatorii de mandat sunt realizați, avem probleme acolo unde, la cifra de afaceri, din cauza scăderii consumului, e o chestie normală, fiecare om începe să-și drămuiască apa consumată și atunci, normal, de la fiecare an, în fiecare an avem o diminuare a consumului, dar în același timp ducem o politică pentru a câștiga alți clienți care consumul redus să reușim să menținem o cifră de afaceri corespunzătoare, astfel încât să ne putem desfășura activitatea. Deci nu se pune problema de a fi un management prost sau de a acționa în companie pe interese proprii, un grup de interese. Nu. Tot ce am făcut până acum prin politicile care le-am implementat a fost
din contra, pentru ca această companie să aibă activitate foarte bună. Și nu am fi reușit să ne menținem în condițiile actuale politice pe linia de plutire dacă nu am fi fost foarte riguroși în implementarea acestui program de management pe care l-am propus. Păcat că nu suntem lăsați să ne-l facem și să-l ducem până la capăt. Pentru că întâlnim deseori piedici și mă refer inclusiv acel material care îl veți găsi, îl vor desbate probabil azi în ședința de Consiliu Județean și chiar m-aș bucura să puneți întrebări și să întrebați legat de toate activitățile, pentru că el pleacă de la acea revocare a Consiliului de Administrație, o revocare care s-a făcut, o să vedem ce stabilește instanța, din punctul meu de vedere este făcută fără respectarea legii, un Consiliu de Administrație care se intitulează Consiliu de Administrație, dar care nu este legal constituit pentru că, conform actului constatator la Registrul Comerțului, nu veți regăsi acele nume care sunt propuse, iar în actul constitutiv al companiei scrie clar la articolul 18 că Consiliul de Administrație își începe activitatea în momentul în care este înscris la Registrul Comerțului. De fapt, este și o, la Tribunalul Neamț este deschisă o acțiune pentru că înregistrarea acelui Consiliu de Administrație propus nu s-a făcut din cauza că nu s-au întâlnit toate condițiile legale. Sunt două cereri de intervenție, una făcută de către compania Apa Serv și Consiliul de Administrație și una făcută de municipiul Roman, care a fost ignorat, efectiv ignorat, n-a fost chemat la acea ședință, deși este acționar, membru NAGA Apa Serv. Și i s-a luat acel drept. Au fost deja numiți, au fost în acel Consiliu Paralel, care se auto-intitulează Consiliul de Administrație, o serie de 7 membri. Eu nu știu ce calitate, nu ni s-a prezentat ce CV-uri, ce au lucrat la viața lor. Chiar v-aș ruga să le cere CV-urile fiecare dintre ei, să vedeți ce activități au desfășurat. Pentru că, chiar dacă sunt membri provizoriu, eu cred că pe perioada aia de 4 luni, că trebuie să organizeze acea selecție pentru membrii definitivi, iau niște decizii și pot, care, decizii care au efect asupra funcționării companiei. Luați CV-urile celor 7 și comparați-le cu CV-urile care le-am pus pe site a celor 8 membri care sunt selecționați, din rândul cărora ar trebui completat Consiliul de Administrație care este în vigoare astăzi, cel care funcționează astăzi. Și comparați și vedeți ce experiență au cei selecționați de firmă și ce experiență au cei propuși de Consiliul Județean. Și de acolo o să vedeți pe ce criterii au fost puși cei care trebuie să, din rândul care trebuie ales și completat Consiliul de Administrație și ce criterii au fost aleși ceilalți. Și o să vedeți atunci care e grup de interese. Grupul de interese a lui Dughir, care este menționat aici în material, sau grupul de interese a altor politruci care vor să cu tot din adinsul să aibă control asupra companiei și nu mă feresc să o spun, control pentru că am văzut cineva că a pomenit cu mierea de albine, cu borcanul de miere de albine, da, în ideea că s-a semnat un contract de consultanță de 47 de milioane, în ideea că am propus 185 de milioane investiții fonduri proprii, investiții prioritare, pardon, pe fonduri europene, normal că fiecare caută acum să găsească o portiță prin care conducerea acestei companii să poată fi dirijată, manipulată, astfel încât fiecare din cei doritori care vor să schimbe conducerea să poată dirija fondurile unei vorei. Au încercat toți. Toți au încercat de-a lungul timpului. Dar pentru că eu, împreună cu conducerea executivă, ne-am opus tot timpul
acelor chestii ilegale, normal că acum deranjăm. Și dacă o luați pe firul istoriei, o să vedeți. A încercat Tărâță, n-a reușit. Acum încearcă actualul președinte, nu știu ce va reuși. Vedeți că sunt aceleași scenarii. Același scenariu, deci nu diferă. Diferența este că la un moment dat unul din ei s-a oprit când a văzut că încalcă legea. Normal că deranjează în momentul în care vrei ca anumite licitații să fie dirijate spre ceea ce îți dorești tu, spre firme care îți dorești tu. Și cineva se opune. Am să las acum să vorbească și domnul președinte al Consiliului de Administrație. Poate am vorbit eu prea mult sau am atins toate subiectele. Și după care așteptăm întrebări de la dumneavoastră. Sunt multe de spus. O să fac un mic rezumat. Mi-mi pare rău că subiectul principal de astăzi ce a expus domnul Duhir. Aici ar fi trebuit să discutăm despre strategii, proiecte pe termen scurt, mediu și lung, în care, într-adevăr, clienții noștri, locuitori de sub neam, să aibă de câștigat. Se poate discuta în anumite condiții chiar și de prețul la apă. Numai că, vedeți că nu ne putem face treaba în condiții normale. Deci, într-o normalitate, subiectul de azi ar trebui să fie cu totul altul. Sfaturi ca să cedăm nu prea sunt aplicabile nici ni privești. Mă refer la cel mai deștept cedează din înțelepciunea populară. Nu prea putem noi să o punem în aplicare aici. Nu se poate, pentru că aici e vorba de adevăr, care cu ajutorul dumneavoastră și cu materialele care le punem la dispoziție vor ieși la suprafață, pentru că tot ce avem în materiale prezentate se pot verifica la virgulă. Și în ultimă fază, o instanță, care o fi instanța de judecat, pentru că nu se poate. Deci nu putem ceda în condițiile astea de, cum să zic, nu e o chestiune normală. Ridic-te de pe scaun ca să mă așez eu. Nu e normal. Aici sunt chestii serioase de rezolvat. Avem probleme, cum a spus. Ce? N-ar vrea să mai repet cu infrastructura veche, cu ce? Nu suntem lăsați să ne facem treaba. Dar cel mai... problema cea mai mare este că se prezintă total eronat activitatea și rezultatele societății, ceea ce creează o imagine falsă a cetățenilor acestui județ față de această companie. Am mai spus, curții de conturi, au venit controale și controale, nu pot zic controale. Deci am avut control curtea de conturi, am avut control ANAF TVA-ul pe ultimii 5 ani, am avut control ANAF pe respectarea la 109 cu administratorii provizorii, pentru că au fost și administratorii provizorii, tot au fost spus că s-au făcut ilegalități. N-a rezultat nimic în urma controlului, deci nu a fost nicio... au rezultat că au luat o parte din membrii AGA, inclusiv domnul Pușcașu, trebuie să returneze niște bani înapoi. Asta a rezultat. Dar restul nereguli pe partea, și ar fi probleme de nereguli, de achiziții, nu am văzut nicăieri, poate dumnealor au alt raport. Dar rapoartele care sunt oficiale și care au fost deciziile la Curtea de Conturi, nu au scos în evidență că ar fi nereguli. Ce este mai dureros e că persoanele care promovează neadevărul sunt pe liste eligibile, care vor fi în Parlamentul României, oameni care vor avea putere de decizii, ei zic au și acum, la nivelul ăsta mai mărunțel. Să mă scuze, dar se decredibilizează de pe acum. Întrebări, nu? Mă rog. Eu vă știu ca un om foarte serios. Actualul Consiliu de Administrație, puteți să ne spuneți în fața camerelor că a fost pus pe valoarea lui ca să fie demis. Dacă nu cunosc CV-uri, nu-i cunosc. Nu, dar și nu neapărat la Apa Serv. În general, cunoașteți un Consiliu de Administrație din Neamț care, nu în teorie, ci în faptă să nu fi fost pus politic ca să fie demis tot politic. Întrebarea dumneavoastră e retorică. E vreo acțiune... Hai să vă răspund eu. Vrem să schimbăm asta.
De ce neapărat Consiliul de Administrație trebuie să fie politic? Tocmai de asta am făcut selecție, tocmai de asta în ajutorul nostru vine 109 și am vrut să aplicăm 109. Probabil de asta este reticența politicienilor de a aplica 109 pentru că nu le convine. Și dacă o să vedeți lista celor care au rezultat din selecția de pe 109, o să constatați că nu mai intervine criteriul politic. Păi eu sunt membru, încă sunt membru de partid, așa. Cred că i-am dezamăgit profund pe unii dintre colegii mei, pentru că nu execut. Deocamdată atât pot să vă spun. Ar trebui să fiu cu minte la vârsta mea, considerând ei că poate că dacă părul este alb, păi ei sunt cu părul negru și sunt bătrâni pe dinăuntru de nu se văd. Să stau cu minte. Păi dar ce obrăznicii fac eu? Ce obrăznicii fac eu? Dacă încerc să susțin adevărul, adevăr care va ieși la lumină și poate că cineva o să-mi arate obrazul. Ce-ai bătut câmpii tu acolo la ședințele alea că tu ești marele adevăr și tu ești așa? Păi asta susțin pentru că trăiesc printre oamenii ăștia, îi susțin cât pot, unde trebuie. Nu au fost, am avut la masa asta discuții destul de intense și chiar pe 3-4 ore ca să-mi dovedim unei altora utilitatea aici. Și au ieșit bine până la urmă, zic eu. Deci n-am ajuns să am așa o vechime și să lucrez prin atâtea societăți și să dau acum cu oi ăștia în gard. Nu mai pot. Nu știu ce l-ați mai avut tentative de mediere a acestui conflict între compania Apa Serv și conducerea Consiliului Special? Ați mai discutat? Ați încercat? Nu, am fost o singură dată, am întâlnit cu domnul președinte, care m-a întrebat ce poți vreau ca să plec. Vă spun exact data, cred că era 26 iulie, dacă mi-aduc bine aminte. Și am spus că nu am de ce să plec. Eu n-am să aplice clauzele din contractul de mandat. A zis că nu așa. Și dă-ți demisia. Zic eu nu-mi dau demisia pentru că n-am niciun motiv. Cred că CV-ul meu care îl de nu este stufos, dar cred că ceea ce am făcut plecând de la liceu, facultate, le-am făcut cum trebuie și când trebuie. Nu le-am făcut sâmbăta, duminica, nici pe la facultăți de prin Teleorman sau Călăraș sau de pe unde au făcut alții. Și atunci nu vreau ca în CV-ul meu să apară o demisie care ar da impresia că am plecat de aici și nu mi-am făcut treaba. Dacă cineva crede că nu mi-am făcut treaba să mă demită, eu am să merg în instanță și am să demonstrez dacă mi-am făcut treaba că am avut dreptate. La care am primit un răspuns foarte scurt, care arată o educație aleasă. Mi s-a spus, audiența s-a terminat. Adică mi s-a transmis într-un mod așa elegant, ieși afară. Obedire am încercat eu. Când mi s-a spus să organizez demiterea directorului general, am argumentat că nu se poate, nu am argumente. În două moduri poate pleca Dughir. Prin demisie, adică două moduri, prin demisie sau să rămână și să discute tot ce trebuie discutat. Bărbătește cum dorește. Nu s-a putut. Permiteți-mi, colegilor, o ultimă întrebare. Acest contract de mandat pe care se poate atâtea discuții, unde putem să-l vedem noi, presa sau altceva? Este undeva disponibil? Nu, nu este disponibil. Este un contract confidențial încheiat între mine și Consiliul de Administrație. Să nu aveți impresia că e un contract secret. În mare vă spun, sunt trecute drepturi, obligații ca la orice contract, ce trebuie să facă directorul general, ce trebuie să primească directorul general. Dar, în acel contract, spune foarte clar, dacă ești demis din motive neimputabile, primești despăgubirile ca atare până la finalul mandatului. În același timp, ai perioadă de preaviz, unitatea are obligația să-ți asigure un post în managementul companiei pe perioadă determinată
lucruri care sunt clare și care se regăsesc în contractele de mandat a oricărui director din companiile de apă, canal, restul nu pot să mă pronunț că nu știu. Dar mai sunt și companii din Neamț care au aceste clauze. Una o știu eu sigur, dar vă las pe dumneavoastră să o depistați care e. Apropo de ce au politic, nimeni nu poate să spună că la un moment dat, din profesioniștii care îi ai acolo, aleși, nu s-ar putea să conteze un pic afinitatea politică a uneia sau altuia. Dar ne referim că aleg din profesioniști, nu aleg din lipitori de afișe. Nu aleg din șoferi de la cabinete parlamentare și îi pun direct. Aleg din profesioniști. Și compania din ea și-a ales profesioniști. Poate unul din ei e afiliat, are o plăcere cu un anumit partid, dar e rectorul Universității Tehnice. Nu lipea afișe și îl pune director. Nu știu, asta o să decid avocații, chiar nu știu cum o să o încadrezi, dar plângerea va exista, deja am vorbit la avocat, să nu mă întrebați câte plângeri, că nici eu nu mai știu câte am făcut. Pot să vă spun că am fost de 3-4 ori la poliție, chiar astăzi să mai duc un alt dosar, dar ăla nu mi-aparține, sunt chemat în calitate de martor. Nu știu cine a făcut plângerea. Pot să... Nu, mai bine nu vă spun din dosar, că după aia o să spună că am pomenit despre ce e vorba. E legat de activitatea Apa Serv? E legat de activitatea Apa Serv, da. A fost invitat la ședința de Consiliu Județean de astăzi? N-am fost invitat la nicio ședință de Consiliu Județean de când a intrat nou Consiliu. Astăzi o să merg să le dau la domnii consilieri o informare, vă pot pune și noastră la dispoziție. Legat de acel material o să primească, sper ca să nu fiu șuntat, adică acele materiale să nu ajungă la consilieri sau să fie împiedicat a fi distribuite către ei. E un punct de vedere al nostru legat de informarea pe care au făcut-o cei patru. Nu asta cum aveți. Da. Prețul la apă sau care? La prețul la apă, haideți să vă spun o treabă, că chiar am pus o prețul la apă. Au fost campanii, plecând de la campania de la președinție, după aia la alegeri locale și acum probabil va începe o campanie și iar să va merge pe prețul la apă. Toată lumea, cred că nu există, sunt puțini politicieni în Neamț care n-au încercat să-și facă campanii pe prețul la apă. Și probabil că și acum se va încerca prețul la apă. Deci ce să fie clar pentru toată lumea? Deci dacă populația acestui județ crede că mai poate fi păcălită cu scăderea prețului la apă, înseamnă că suntem, nu știu, ca în Congo sau ca... Deci prețul la apă nu poate fi scăzut la ora actuală decât într-un singur fel. Consiliul Județean, la propunerea celor doi domni, Pușcașu și Andrușcă, care sunt reprezentanți, cei doi domni să propună în Consiliul Județean să dea o hotărâre prin care Consiliul Județean preia împrumutul de 31.500.000 a luat Apa Serv și în așa fel noi vom face demersuri necesare de scăderea prețului la apă. Într-o emisiune la 1 TV, domnul președinte a afirmat că nu e nicio problemă a banilor. Totul e să vrei. Deci, înseamnă că e foarte simplu. Mai ales că asta nu este o idee extraordinară a domnului Dughier. Sunt județi care practică treaba asta. Dar numai prin preluarea împrumutului, pentru că trebuie făcute modificările după pașii următori pentru scăderea prețului, care nu sunt greu, dar se pot face. Altfel, suntem la prețul, că toată lumea spune, nu mai există strategii tarifare, da? Nu. Suntem exact pe prețul de la 1 iulie 2013. Ultimul preț din strategia de tarifare, strategie de tarifare care face parte din contractul de finanțare. Un ban, dacă se scade acum,
înseamnă că n-am respectat strategia, înseamnă că n-am respectat contract de finanțare și conform acelei scrisori alambicate, care probabil că unii nu prea o înțeleg, de-aia îi se pare alambicat, într-adevăr e grea pentru unii, în condițiile în care spune clar că nerespectarea contractului de finanțare poate duce la corecții financiare de 320.479.164 de lei. Care este cuantumul corecțiilor? Asta e maximul sumei. Cât că poate să fie 100%, că poate să fie 80%, că e 70%, că e 25%, că e 5%, e o corecție. Dar faceți un calcul foarte simplu. 5% din 320 de milioane și vedeți ce înseamnă. Pentru o companie care derulează fonduri europene, care riscă să intre în pierdere și riscă să nu mai acceseze fondurile viitoare. Deci dacă e vreun politician din țara asta care își asumă responsabilitatea să scadă prețul la apă, să o facă acum. Acum, înainte de alegeri să o facă. Dar să dea scris. Să spună. Eu mi-asum să scad prețul la apă fără acea condiție cu împrumutul. Și vedem ce se întâmplă. Și asumă. Deci fiecare. Că așa numai pe vorbe, e ușor de spus. Scădem prețul la apă. Prostim pe toată lumea, scădem prețul la apă, mai facem nu știu ce, mai dăm... Nu așa. Dacă e informat... Prețul este, vă dau prețul fără TVA, 3,56 la apă, 3,04 la canalizare. La apă, 3,56. 3,56 la apă, 3,56. Suntem undeva, cred că, pe locul 12 la apă și undeva pe locul 5 la canalizare. Dacă informația e corectă, săptămâna trecută a avut loc o ședință a Consiliului de Administrație numită către APA. Am fost informat și ce s-a discutat la ședința... Am primit o convocare, dar noi... am spus de la început, primim o convocare la un Consiliu de Administrație care nu-i înregistra nicăieri. Deci faptul că a venit domnul Păcală și a depus o convocare, poate oricine să vină să spună, sunt președintele Consiliului de Administrație și convoc considerat. Bun. Și care e calitatea? Unde verific eu că, într-adevăr, domnul Păcale este președintele Consiliului de Administrație? Și mai vine o adresă... Dacă la Registrul Comerțului nu apare. Și mai vine o adresă prin care ni se cere să plătim sala de la Consiliul Județean, 75 de lei pe oră, în urma convocării. Bine, am făcut noi convocarea. Duceți-vă la domnul Păcale, că el a făcut convocare. Am trimis răspuns că nu am primit nicio convocare, dar ce să mai... intuim, că nu mai avem ce intui. Adresa aia trebuie să ajungă la domnul Păcală. Ori sala asta, aici... Aici se ține considerat. Aici ținem ședințele de când suntem constituiți. De ce la Consiliul Județean și nu aici? Și aș mai da o ultimă întrebare. În instanță când e termen ca să clarificăm care ce are? Păi a fost un termen de suspendare a... Că vă spun exact aici, pe rol, aveți în hârtie aia scris. 16 noiembrie. Următorul termen e pe 16 noiembrie. Deci cererea din suspendare a fost suspendată până la soluționarea ei, dar pe 16 noiembrie e un alt termen, vedem de acolo. Adică să întreagă până atunci Consiliul de Administrație vechi, spune instanța că este cel care poate decide. Da, Consiliul de Administrație care... Nu suntem deloc vechi, suntem la jumătatea mandatului. Deci, practic, e faptul că a suspendat revocarea Consiliului. Nu e suspendată. E suspendată aplicarea... Este suspendat fondul, judecarea fondului e suspendată. Da. Până pe 16 noiembrie. Dar în momentul în care va Consiliul nou va... apărea cu acest certificat constatator în care se apare Păcală, Stanciu, atunci, doamne, ăsta e Consiliul. Același lucru a fost pe vremea lui domnul Tărâț. Dacă vă aduceți aminte, pe data de 12 ianuarie 2013, Consiliul de Administrație s-a întrunit în această sală
M-a demis pe mine ca director general și au constatat că nu sunt înscris la Registrul Comerțului. Și că o săptămână au semnat ilegal. Fără ca doamna Cornelu să aibă contract de mandat, fără... Deci, după care au revenit vineri și m-au repus în funcție. Când și-au dat seama că nu... Observați cam ce frământări sunt aici în loc să ne vedem. În primă fază, spunându-mi că răspund eu de ce s-a semnat săptămâna din urmă. După care iar au revenit. Deci același scenariu, numai că cei de atunci și-au dat seama s-au oprit, cei de acum continuă să fac ședințe. Când sunt întrebați, spun că fac ședințe informale, dar iau decizii, ne trimit decizia că l-au numit pe domnul Păcală președintele Consiliului de Administrație. Păi cum, e informală sau e decizii? Cum e ședința? Nu știu care, cum a fost ședința de vineri. De pură curiozitate, ați cerut ceva lămuriri? Ceva cereți-le CV-urile oamenilor respectivi, că noi nu știm nici... Din ședințele lor, să știu. Ce cu ermetismul ăsta? Deci avem un consiliu de administrație legal și unul care lucrează în ilegalitate.